30 de descindere au avut loc în această dimineață în București și Ilfov pentru reținerea unei grupări de host din locuințe. Sunt vizate 40 de persoane care acționau în România, Germania, Danemarca și Spania. Membrii grupării Pantelimon sunt acuzați că furau tot ce le cădea în mână, electrocaznice, bijuterii și bani. Prejudiciul calculat până acum depășește 400 de mii de lei. Rețeaua era bine structurată, avea trei lideri, persoane care monitorizau atent casele și cei care acționau la momentul oportun suspecții sunt audiați acum la sediul IPJ Ilfov. Au fost